Bine, dragi prieteni, și acum mă aflu și în Natrang pentru prima oară. Și cel puțin de aici, de la distanță, se vede super mișto. Are ceva de genul ca în Da Nang. Sunt tare curios să văd când voi ajunge pe plajă, se pare. Acum sunt pe motor, Grabul, așa cum v-am spus, Uberul de aici. Și merg să-mi iau cazarea în primire. Haideți să vedem cum arată și acest hotel. Momentan am pe o singură zi pentru că ar fi trebuit ca mâine să plec și este posibil să nu plec mâine, să plec poi mâine, deoarece autobuzul care am venit și le-am luat și pentru mâine, pentru mâine mi-au dat cancel. Așadar, acum trebuie să văd exact cum ajung. Am vorbit cu prietena mea și mi-a spus că se va ocupa ea de chestia asta, cum va ajunge mâine, înapoi. Aș putea să merg poi mâine, dar nu vreau. Da, și să vă spun, mi-a spus că va cumpăra ea bilete la tren și să merg cu trenul mâine înapoi. Da, o să vin probabil să mă scal puțin aici, dacă voi putea, dacă nu, o să stau oricum la soare, pentru că va fi dor de soare. Nu știu dacă v-am spus sau nu, dar mai am încă 2 săptămâni și jumătate și voi părăsi acest continent. Eu Asia pentru nu știu cât timp, 6 luni, un an. Da, mă gândeam să merg pe jos până la cazare, dar bine am făcut că nu, pentru că se pare că distanța este destul de lungă. Hai să închid aici și să vă arăt cumva cum arată hotelul. Ok, și am preluat și cartela. Acum o să intrăm împreună în această cazare. Să vedem cum arată. Arată cam așa. Mi s-a spus că nu am bio, dar mi-a zis că nu am geam. O noapte zic că nu-i bai. Cel puțin camera este destul de mare, spațioasă. Văd că am și un cât ai dulapul aici. Aer condiționat, televizor, o oglindă cu o masă. Am aici un mini bar. Hai să vedem cum arată și baia. Patul este destul de mare, este bun. Pare rău că n-am luat cu view. Și tușul care stropește toaleta, dar nu stropește și ghiuveta. Da, am un geam separator. Da, pot să zic că este destul de ok. Iar pentru această cameră am plătit nu mai mult sau mai puțin de 227.000 de dong, asta înseamnă 45 de lei, sau în lire ar veni aproximativ 8 lire sau 7 lire. Momentan de aici, haideți să ne vedem și afară, pentru că o să fac repede un duș și o să ies afară să văd și acest oraș, pentru că mi-a fost foarte recomandat și sincer îmi place, cel puțin la prima vedere îmi place cum arată, dar haideți să explorăm împreună. Ok, dragi prieteni, și iată-mă acum și în Natrang. Da, așa cum am spus, în camera de hotel, o să ieșim împreună să explorăm. Dar haideți să nu vă mai uitați la fața mea, pentru că nu este atât de interesant. Haideți să vedem această clădire, care miurează bun venit în Natrang. De undeva de sus ar trebui să se vadă ca și o floare de lotus. Aici de afară nu se vede atât de bine, nu știu dacă poți urca sus să poți admira priveliștea, dar priviți cât de interesant poate fi pe aici. Acela este un muzeu, nu știu exact ce muzeu. Nu mă pasionează atât de mult, pe cât mult mă interesează acea străduță care pare a fi market. Cazarea mea, nu știu dacă vedeți undeva acolo unde scrie, de fapt, cazarea mea este imediat după acel hotel, unde este Sun City, foarte, foarte aproape. Dar încă o chestie care va trebui să vă arăt. Priviți această insulă Wind Pair. Nu știu dacă puteți vedea sau nu, sau citi, dar eu cu ochiul liber văd mult mai bine. Se pare că au și o roată extraordinar de mare. Și cred că pe undeva pe acolo este un pod. Hai să vă dau zoom.
pe undeva pe acolo ar trebui să fie un pod, pentru că eu cu ochiul liber văd ori mașini, ori bărci. Nu pot să-mi dau seama exact. Dar priviți această insulă. Eu acum, sincer, cu ochiul liber nu văd în telefon atât de bine. Dar a privit roata. Se vede roata, nu știu unde sunt eu, ca să vă pot arăta cu degetul, ca țăranul. Dar în orice caz, cam așa se prezintă aici Natrang. Este un oraș foarte bine făcut, ca și Da Nang. Și ceea ce vreau să vă arăt, ceea ce m-a impresionat și m-a făcut să vin, este plaja. Plaja. Da, pentru că de fiecare dată eu când ajung undeva la plajă și văd o foarte mișto plaja făcută și amenajată, mă duce cu gândul înapoi să stau. Și pot să zic că da, Da Nang și cu Natrang. Și Natrang, vedeți-mă, sunt în acest orășel sau oraș de, să zic, maxim o oră și deja sunt impresionat de cât de frumos poate fi. Aici mai tot timpul au boxe pe plajă și nu știu ce anunță. Nivelul mării, al valurilor, pardon, nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama. Deci asta este apa, wow. Și pot să zic că pare destul de curată, dar în același timp agitată. Și nu știu dacă o să intru sau nu. Oricum, acum nu o să intru pentru că nu sunt îmbrăcat adecvat. Am ieșit mai mult acum afară să explorez zona. Așa cum am spus, aici nu o să stau foarte mult. O să stau doar astăzi, doar în seara asta. Iar apoi mă voi duce înapoi în mâine, pentru că acolo este, să zic așa, locul meu de cabana. De acolo plec peste tot. Cam așa se prezintă și acest oraș, care încă o dată spun, îmi place. Sunt aici, v-am spus, de o oră și îmi place. Îmi place. Și sunt mult mai mulți turiști aici și înțeleg și de ce. Și poate vă întrebați iarăși, de ce îi place lui Daniel atât de mult în Vietnam? Acesta, în momentul, nu este pornită, dar cu siguranță când este pornită este superbă. Și priviți acest parc, priviți acest oraș cum arată. Suntem totuși în Vietnam. Oh, și văd un McDonald's. Chiar o să intru când am poftă de o înghețată bună. Deci priviți cum arată. Da, am uitat să menționez. Acea insulă pe mine mă duce cu gândul la Hong Kong. Exact cu gândul la Hong Kong mă duce. Dar nu știu dacă ați văzut sau nu pe filmare, dar haideți să vă arăt acum. O să merg de-a lungul plajei cât mă țin picioarele. Bineînțeles, o să mă opresc așa cum am spus, să beau o bere. Dar ce vreau să vă arăt, pe lângă acel grup de insule de acolo, pentru că sunt sigur că nu este numai una, nu știu dacă voi vă puteți da seama, dar cea din față ar fi una, iar apoi este probabil gol, sau nu știu, dar eu asta bănuiesc. Priviți acolo în depărtare, mai sunt și alte insule, ceva de genul. Da? Haideți să fac un pic de zoom. Deci aceea. Acolo. Și acolo ar trebui să se vadă mai multe, priviți. De aceea iubesc Vietnamul, pentru că nu sunt toate așa cum le credeți. Bine, acum poate spuneți bine, dar tu ești într-un oraș de vacanță, dar nu este doar asta. Pentru că aici foarte multe orașe sunt de vacanță. Și vietnamezii, să știți că nu sunt atât de săraci pe cât îi credem noi. Faptul că nu se promovează asta este cu totul altceva, dar nu sunt atât de săraci pe cât credem noi. Știu să se dezvolte și probabil că după ce vor termina cu să se dezvolte ca oraș, ca țară, apoi vor veni foarte tare din urmă cu multe puncte de atracție pentru turiști. Pentru că așa cum am văzut în Da Nang, la Bana Hill, vrea să mai construiască încă ceva, foarte aproape de Bana Hill, încă o chestie la fel de
mare și de gigantică, ca o floare de lotus, de când am înțeles. Acum sper să fie și așa. Dacă nu, chiar și pentru lucrul acela merită să mergeți să vedeți. Momentan cam atât de... Ok, dragi prieteni, este seară, acum în Atra. Deja v-am arătat clădirea aceasta. Vreau să spun că la ora 8:30 încă este o căldură infernală. Deci chiar curg apele pe mine, chiar și la ora asta. Nu se simte un pic de răcoare. Dar vreau să mergem încă o dată aproape de mare, încă vreau să vă arăt. Bine, aici ca în Vietnam trebuie tot timpul să... N-ai cum, frate, n-ai cum să traversezi o stradă. Și în sfârșit am traversat-o. Vreau să vă arăt mai exact cum se prezintă pe aici în Vietnam, cum se prezintă marea și în special clădirile. Priviți cât de frumos sunt făcute, cu luminițe și cu toate cele pe ele. Deci chiar îți face plăcere să te plimbi pe străzi noaptea. Nu este ca în Tokyo, într-adevăr, nu este ca în Seul. N-am cum să compar, dar puteți să stați liniștiți chiar și pe aici. Am la mine o pungă cadou pentru prietena mea Ci. Și haide să mergem aproape de mare, că vreau să vă arăt insula aceea care astăzi v-am arătat-o pe lumină. Acum o să vă arăt pe întuneric să vezi cât de mișto poate fi. Sincer, aș vrea să merg acolo într-o zi, să stau acolo. Mă duce cu gândul la Hong Kong, văzând de aici, pe partea cealaltă, acea insuliță. Și parcă acum mi-e dor de Hong Kong, tare mult aș fi vrut să fiu înapoi. A fost 4 sau 5 zile, nu mai țin minte exact cât am stat, dar au fost superbe. Adică mi-a plăcut orașul la nebunie și priviți, hai să dau un zoom. Nu se vede foarte bine, v-am spus. Telefonul pe timp de noapte nu este cel mai bun, nu este indicat să filmezi, dar puteți vedea clădirile. Cel puțin atâta lucru se poate vedea. De acolo nu știu dacă observați doar așa, pe unul, pentru că încercând să dau mai mare, acolo scrie Vin Pearl foarte mare, dar nu se poate distinge. Da, deci asta e roata și acolo scrie Vin Pearl. Acesta am văzut că este lanțul cel mai mare de aici din Atrang, de hoteluri. Și tot ceea ce vedeți impunător, cred că în tot Vietnamul, aparține de acest grup. Cum ar fi și acea clădire, acel hotel. Vedeți că sus are ca un fel de vulturi. Nu știu dacă vă ajuți aminte că și în Da Nang aveam așa ceva. Am văzut și în Ho Chi Minh, am văzut și în Muine, acolo unde sunt acum. Deci este peste tot. Dar de data asta o să mă duc acasă să las gentuța, pentru că stau foarte, foarte aproape de zona aceasta. Iar apoi o să mă duc să caut un desert. Sper să-l găsesc. Este ceva dark sweet soup, ceva de genul. Nu pot să vă spun acum exact. Am citit despre el. Am văzut că, de fapt, am scris pe Google, în limba engleză, What can I eat in Nha Trang? Și mi-a dat câteva chestii. Așa cum am spus și în camera de hotel, vreau să încerc cuib de pasăre, dar nu am găsit. Priviți acea stradă. Priviți agitația de aici. Nu știu, cred că acum sunt undeva la 27-28 de grade, dar temperatura reală simțită de corp sare de 37-40 poate. O să mai merg un pic pe aici, pe lângă această clădire superbă, și o să mă duc direct la hotel.
iar apoi o să ies afară din nou. V-am spus, nu vreau să pierd noapte. Ce părere aveți de chestia asta acum noaptea? Eu zic că e de-a dreptul superbă. A, și dacă ziua erau câteva persoane, priviți acum aici, aproape de mare, câți oameni pot fi? Deci, nu știu dacă și aici a plouat, la fel cum a plouat în mâine, dar cred că toată lumea ieșit acum afară, sau cel puțin așa pare. Au ieșit toți acum la răcoare, dar nu este răcoare. Pare rău că nu pot să le dau cu telefonul, ceea ce este pe cealaltă insulă, pentru că se vede superb, se vede de-a dreptul superb și această clădire, și aceste hoteluri, și acest muzeu de aici. Deci, eu tot timpul am spus numai cuvinte de laudă despre Vietnam. Credeți-mă că nu vorbesc în zadar, nu vorbesc în punctul meu de vedere a ceea ce am văzut și a ceea ce îmi place mie. Ați transpirat flash, că deja abia aștept să ajung undeva, să mă răcoresc. Dacă tot am ajuns aici, hai să vă arăt și piața de noapte. Trebuie să am un pic grijă la buzunare, pentru că sunt foarte mulți oameni și nu cred că toți sunt cu gânduri bune. Hai să vedem. Mango uscat, arahide. Încă filmez de 7 minute, o să vă arăt și această piață care arată în genul ăsta. Da, nu se simte pic de răcoare. Asta este partea cea mai nașpa. Deci nu adie vântul absolut deloc. Este o... Nu știu, mă simt de parcă stau undeva în casă și el bate soarele direct pe mine. Cât de mișto sunt astea. Deci lua ceva de genul lui Florin, lui vărul meu. Aici cred că este înghețată. Are mai multe arome. Așa ceva de genul. Practic este gheață pe băț. 8.000, asta înseamnă 1,60 lei. Mango, mango. Aceste fructe uscate. Cred că o să iau și eu o cutie de mango de aici. Și nu știu ce e în acele borcănașe. O să întreb. Do you speak English? What's that? Hello, do you know? Huh? I don't know. You don't know? It's sweet? Yes. A little sweet. A little sweet? Yeah. How much? 80,000. 80,000? Yeah. And this mango, yeah? Yeah. How much? 90. 90? Yeah. Wow. Okay, 150? Hmm? No, ok. Dar am încercat să iau chestiile astea, nu știu ce sunt mai exact. Am încercat să reduc 40.000, pentru că cer 170. Da, 90 cu 80, 170, adică am zis că îți dau 100.
Deci cu 30.000 practic mai puțin. Mi-am spus că îi dau 150 și nu au vrut. Bine, mă văd de drum mai departe. Nu sunt adem, nu știu ce sunt, nu știu ce cumpăr și nu știu dacă merită banii. Stați aici pește uscat. O să mă mai plimb și o să văd foarte mulți coreeni, japonezi sau japoneze. Se pare că aici, sau chinezi, poate, nu știu, dar sunt foarte mulți din zona aceasta a lumii. Aici se pare că avem trestie de zahăr, din nou. Vreau să cumpăr acel borcan, doar că la prețul ăla nu. 90.000, un pic am scumpit cel. Nici agent de firmă. Nu, o să întreb acum cât costă, o să întreb când o să am nevoie, pentru că o să am nevoie, vreau să cumpăr ceva de genul. Și oricum, aici, fiind un oraș turistic, cu siguranță prețul este destul de piperat. Aici o să încerc din nou în Ho Chi Minh. Acolo prețul este mult, mult mai bun. Hai să vedem dacă găsesc aici ceea ce aveau dincolo. Dacă nu, o să mă duc la un supermarket și o să cumpăr de acolo. Să vedem ce au aici. Lune, ceai. Bomboane de cocos care chiar îmi fac ochiul. Nu știu cât de bune sunt. Aia, să întreb cât costă prima oară. Hello, how much is this? Why? It's different price? Romania. Yes. English, okay. English. Yeah, English. Okay, 40,000. 40,000? Yeah. It's good? It's good. Which one is good, this or this one? That's better? Oh, okay. Okay. I didn't, oh, one. One. Okay, am cumpărat această pungă, mi s-a spus 40.000, deci 8 lei o pungă de Rafael, o să zic așa. Să pun pauză și o să vorbim. Și am terminat, am cumpărat de acolo chestia aia și am mai luat două alte prostii. Nu știu dacă vedeți pe aici, dar sunt tare curios de gustul lor. Practic am cumpărat supă de cuib de pasăre. Da, așa cum vedeți aici în poză, stați să scot afară. Este supă de cuib de pasăre. Sunt tare curios să văd ce gust are. Am cumpărat două pentru că unul vreau să-l încerc mâine, iar unul aș vrea să văd dacă pot să-l iau cu mine. Iar acum o să merg acolo unde scrie Kie Sau Hot Duck, pentru că am înțeles că acolo au un desert pe care aș vrea să-l încerc. Hai să ne vedem!